Am găsit, doamnelor și domnilor, unul din patru copii români suferă de obezitate, arată cele mai recente statistici. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, unul din trei copii cu vârste de 11 ani este supraponderal sau obez. 5% dintre fete și 10,7% dintre băieți sunt obezi, arată un studiu din 2016. Statisticile sunt întărite de ceea ce vedem în școli, pe stradă, peste tot în România, din păcate. Copiii sedentari, îndopați cu produse de la fast food, dulciuri, sucuri carbogazoase. La toate acestea se adaugă, bineînțeles, și sedentarismul. Copiii nu mai fac mișcare, nu se mai face sport nici în școală. Sunt preferate, evident, de foarte multe ori gadgeturile. E drept, nici în alte țări cifrele nu arată mai bine, nici acolo copiii nu fac atât de multă mișcare. Tendința este îngrijorătoare la nivel mondial. Fiecare a treia persoană este supraponderală sau obeză. Ponderea persoanelor obeze în toată lumea, oricum s-a dublat în perioada 1980-2005, datele sunt cu atât mai grave cu cât ponderea copiilor obezi este în creștere, ceea ce îi poate afecta ireversibil pe termen lung, iar unul dintre efecte despre care de asemenea vom vorbi în această emisiune este diabetul, diabetul zaharat și diabetul de tip 1. Sunt foarte mari diferențe între cele două. Vom vorbi și despre simptome, cu referire, bineînțeles, în special la copii. Și vă prezint invitata mea. Vom avea două invitate cu care vom discuta alături de mine. Se află Ani Crețu, actriță și activistă în acest domeniu. Are și un blog cu foarte multe recomandări, anicrețu.ro. Și în câteva momente alături de noi și Simona Carniciu, medică specialistă diabetolog, cu care vom vorbi despre simptome și despre ce se poate face. Și apropo de ce vorbeam mai devreme, despre faptul că vedem foarte mulți copii grași, copii care sunt considerați așa, după standardele vechi de aspect și de sănătate, copii grăsuți, frumoși, sănătoși, nu cei care au obrăjori așa rotunzi și roșii și pleznesc de sănătate, nu? Bună așa dimineața. Se spune. Da, mă păvânește râsul. Știți că expresia aceea din... eu am crescut lângă București, într-o comună, și atunci expresia gras și frumos o auzeam peste tot. Erau foarte puțini copii, ușor plinuți, nu ce vedem astăzi. Eu, având în vedere că toată viața am fost așa, mai mult o lățime decât o lungime, un fel de biscuit, ca să zic mai bine. Părinții sunt foarte slabi, nu pot să spun că am suferit. Ba, într-adevăr, am făcut niște cure de îngrășare pentru că eram foarte stabilă la un moment dat și nu e nici asta ușor. Să nu-mi plângeți de milă, dar nici să spuneți, vai, uite ce spune asta la televizor. Nu, chiar nu este ușor nici într-o parte, nici în cealaltă. Extremele nu sunt ok. Oricum, sunteți o raritate și multă lume vă invidiază. Mai, sunt, mai sunt femei care își mențin greutatea mâncând puțin și des sau având mese bogate caloric. Asta cu roșu în obraj, știți că atunci când am început să descoper problemele copilului meu, mi-am dat seama că a fi roșu în obraj nu este tocmai un lucru sănătos. Dimpotrivă, poate să ascundă o intoleranță la histamină destul de avansată, destul de mare. Asta însemna, de fapt, când eram noi mici, a fi roșu în obraz? Da. Și faptul că o persoană este grasă, supraponderală, sau nu este în forma ei cum ar trebui să fie, vă povesteam înainte, de că trec de la una la alta. Un om când slăbește, de fapt, nu slăbește. El, de fapt, ajunge la forma pe care ar trebui să aibă corpul său. Dom'le, am slăbit, am revenit la forma sau în sfârșit am forma pe care corpul meu a trebuit să aibă, oase, ligamente, tendoane și, bineînțeles, stratul de mușchi. Foarte puțin strat de grăsime, pentru că nu cred că nu putem avea un strat de grăsime. Ăla este necesar atunci când nu mâncăm, corpul are nevoie de rezerve. Și mai e o expresie pe care am auzit-o la un medic rus, spunea, mănânci gunoi, gunoi e pe tine. Da, sună dur. Despre asta vom vorbi, despre fast food. Vom vorbi și despre asta. Ni s-a alăturată și doamna doctor Simona Carniciu. Bine, și mulțumesc foarte mult. Vorbeam despre statistici, că unul din patru copii în România suferă de obezitate. Însă vă întreb pe dumneavoastră, care sunt datele concrete? Cum se prezintă acești copii la dumneavoastră la cabinet? Este foarte adevărat. Cifrele sunt, din păcate, reale. Situația nu stă mai bine nici măcar la adulți. Și aceste cifre pot să spun că le-am anticipat acum mai mulți ani, când deja începusem să facem un studiu de a vedea cât de mulți copii obezi sunt. Începând cu
localitatea Urziceni și câteva școli sau licee din București de acum 8 sau 10 ani. Și, într-adevăr, și atunci era undeva la 16% dintre copii cu exces ponderal. Exces ponderal înseamnă orice tip de exces, fie că este obez sau chiar supraponderal, unde să spunem că e puțin mai puțină acumulare de grăsime. Dar acestea sunt cifrele reale. Diabetul zaharat de tip 1 și de tip 2 iar a izbucnit și cifrele sunt și mai înfiorătoare în ceea ce privește prognosticul în următorii 20-30 de ani. De aceea, într-adevăr, și toate organismele internaționale care se ocupă de sănătate, în special sănătate publică, au ajuns la aceeași concluzie, și anume că prevenția este momentan soluția, pentru că partea de tratament și de întreținere este laborioasă, este costisitoare și, din păcate, nu rezolvă problema de bază. De aceea trebuie să apelăm la prevenție și, în primul rând, să informăm foarte mult publicul ce înseamnă aceste patologii, ce înseamnă obezitate, ce înseamnă diabet zaharat. Și chiar aș vrea să vorbim ce înseamnă obezitate, de la ce greutate, comparativ cu înălțimea sau cu vârsta, că poate la copii sunt alte date, de exact. La ce greutate, vorbim de obezitate sau de tendință, că sunt lucruri diferite, poate sunt alte categorii? Da. Din păcate nu pot să spun exact cifra aceasta, pentru că sunt două categorii, copii și adulți. Puteți găsi pe internet, sunt calculatoare special făcute pentru așa ceva. La copii se numesc percentile și la adulți se numește indice de masă corporal. Se calculează foarte simplu, introducem acolo datele pe care le avem deja, înălțime și greutate, și acesta calculează și ne și induce în zona în care ne aflăm. Însă, de exemplu, mă uit la pacienții mei și într-adevăr observăm că acest calculator de indice de masă grase, masei slabe, cu ajutorul unor aparate mai deosebite, în aparate speciale. De ce? Pentru că, de exemplu, sunt persoane care sunt pe zona verde, cum spunem noi, și sunt încadrați din toate punctele de vedere ca fiind persoane normale din punct de vedere al greutății, și ele să nu arate totuși atât de bine din punct de vedere, în primul rând, al aspectului fizic. Cum să explic asta? Anume, au colăcei, masa musculară este foarte slab reprezentată și, de fapt, persoana respectivă este pufoșică, cum îmi place să-i denumesc. Sau, la extrema cealaltă, sunt persoane care au un exces de masă musculară. Se întâlnesc la cei care sunt sportivi de performanță, foști sportivi de performanță și persoane care pur și simplu au o determinare genetică și acumulează mai rapid masă musculară decât masă grasă. Și atunci, la fel, aceste persoane erau încadrate la obezitate, deși ei erau doar Mr. Musculo. Da, interesantă această departajare, pentru că exact. E clar că sunt lucruri diferite. Dar marea majoritate bănuiesc că sunt cei pufoși. Aici, exact, vorbim de câteva cazuri de excepție. Din fericire, nu sunt chiar așa de puține cazurile acestea, dar de mijloc ne încadrăm la pufoșei și grăsunei și de aceea e bine ca fiecare să intrăm măcar o dată pe un astfel de calculator de indice de masă corporală și să vedem unde ne aflăm, unde ne situăm. De unde începe, ce înseamnă supraponderal, ce înseamnă obez? Care e diferența între cele două? Diferența este de câteva procente, și anume, bineînțeles, kilograme, care ne încadrează, deci, să spunem, indicele de masă corporal. Fiind la copii diferit, nu o să intrăm acolo, că e și mai sofisticat. Peste 25 indicele de masă corporal se încadrează la suprapondere. Peste 30 este obezitate. De aici pornește din 5 în 5 gradele de obezitate, care se termină peste 40 cu obezitatea morbidă, cum spunem.
acum, și anume este acea obezitate care este foarte mare și aduce după sine foarte multe complicații de morbiditate, de aceea se numește și morbidă. Și peste 25, între 25 și 30 este supraponderea. Așa cum vă spuneam înainte, cei mai mulți sunt în acest interval. De ce? Pentru că oarecum mulți dintre noi sesizăm în oglindă sau cel mai des la haine, că și oglinda de multe ori ne păcălește, la haine faptul că se câștigă în greutate. Și atunci persoana respectivă poate să facă să facă ceva ca să stopeze câștigul ponderal sau pur și simplu să se gândească să ia măsuri, să chiar să și slăbească. Și persoanele care sunt deja obeze, din păcate, studiile britanice demonstrează că este un lucru foarte natural, dar noi nu-l sesizăm. Și anume, în momentul în care creștem în vârstă, pur și simplu acumulăm într-un an 500, 150, 200 de grame. La o petrecere, la o nuntă, la un concediu. Sunt alte persoane care câștigă 2-3 kg la un concediu. Și de obicei se întorc către viața lor normală, nu mai fac niciun efort să contrabalanceze ce au făcut ei dăunător organismului în acel concediu. Și pe timpul a 5-10 ani, bineînțeles că acele kilograme care nu sunt date jos se acumulează și de aceea vedem inclusiv la țară, nu numai la orașe, acele doamne și domni care sunt pufășei și grăsunei după 40-50 de ani. Și despre ce se poate face, în special în cazul copiilor, pentru că, hai să zicem, un adult mai poate să scadă din cantitățile pe care le pune pe masă, da, să zicem. Dar în cazul unui copil există foarte multe tentații. Și aici ajungem la o parte foarte delicată atunci când vine vorba de un copil pufoșel pe care vrem să-l ajutăm să mai scape de câteva kilograme. Există foarte multe tentații. Tentații la școală, tentații la grădiniță. Copilul primește niște bani, poate, și se duce și își cumpără niște produse din acelea frumoase, colorate și care conțin foarte multe substanțe otrăvitoare. Ce putem să facem în cazul ăsta? Două lucruri. Sunt două lucruri total, unele care țin de părinte, de acasă, de educație și autoeducație. În primul rând, eu cred că schimbarea începe cu omul din oglindă. Vreau să schimb ceva la copilul meu, în primul rând schimb la mine. Da? Automat copilul mănâncă în casă ceea ce cumperi. Dacă tu cumperi pentru tine ciocolată, de ce copilul nu ar vrea ciocolată? Ok, nu-i dai în casă pentru că îi restricționezi accesul la ciocolată, pentru că e stăpânul vieții copilului, da? Părintele este stăpânul vieții copilului. Îi place sau nu-i place să spunem asta, asta suntem. Da. Da? El când va ajunge afară, va mânca de la vecina, de la vecinul, de la chioșcul, de la școală. Deci schimbarea începe cu mine. Dacă eu vreau de la copilul meu să arate într-un fel, să fie într-un fel, să mănânce sănătos, vă spun că al meu copil întreabă, ce e aia? Păi e aia. Eu am mâncat vreodată? Zic, nu, n-ai mâncat. Conține lapte de vacă? Și zic, da. Nu vrea să-mi aud. Dacă îi spun că nu conține zahăr sau gluten, deși glutenul este o chestie accidentală în viața lui, el nu are probleme pe partea asta de gluten, mai au și produse cu gluten de la magazinele bio. Da, este foarte scump să trăiești sănătos în România. Da, este foarte scump. Deci, pe de o parte, părintele poate să managerieze viața, educația copilului și modul în care îi arată cum se mănâncă. Eu îi pun tot felul de filmulețe, inclusiv despre căpușe i-am pus, despre ce conține un salam sau un parizer. Pentru că va vedea asta la un moment dat. El este ultimul an de grădiniță, iar eu trebuie să-l pregătesc pentru școală. Eu nu-i voi pune în pachetul de acasă. Eu nu-i pun în pachetul de acasă. Mănâncă micul dejun acasă, mănâncă gustarea la grădiniță de acasă, iar supa o mănâncă făcută de grădiniță, de catering, pe rețeta dată de mine. Da? Păi, asta e pe de-o parte. La școală? Și la școală voi avea grijă. Copilul este educația mea. Și eu sunt un exemplu. Dacă eu nu trișez, copilul nu va trișa. E vorba că eu nu trișez nici în afara casei. Nu știu, nu vreau să sfătuiesc pe nimeni nimic, eu nu vreau să arăt cu degetul. Eu pot să vorbesc din experiența proprie. Deci asta putem face la nivel micro. Dar la nivel macro, când iei o pâine din supermarket și citești pe ea ingredient de bază zahăr,
da, lapte faină, praf și multe alte, adică pâinea nu mai există, nu mai e pâine. Nu mai există pâinea pe care o făceau bunicii noștri sau rudele noastre de la țară în țest, făcut afară în cuptor. Aia nu mai e pâine. Toată lumea se întreabă, dom'le, dar dintr-o dată am devenit, nu mai suport glutenul. Dar chiar așa toată lumea spune că e o modă, nu este o modă. Noi venim la pachet să mâncăm o bucată de pâine, la pachet din bucățica de gluten, care oricum a fost îmbogățită genetic, să aibă de 3, 4, 5 ori cantitatea de gluten pentru a fi ușor panificată, venim la pachet cu foarte multe euri și atunci organismul tinde să aibă reacție de reject, de autoinflamare, pentru că acel aliment nu se potrivește. El nu s-a adaptat atât de repede la câte euri s-au inventat. Deci pe restricționarea pe partea aditivilor alimentari ține foarte mult de ei de sus. Nu vorbesc de bărbozi de Dumnezeu, ține de cei care sunt sub ei, adică de la președinte în jos, până la omul de rând care face pâine. Adevărul este că, spuneați ceva foarte important, sunt scumpe aceste alimente sănătoase în România. Ce poți să faci? Poți să trișezi, să le faci tu în casă cumva? E mai simplu să înveți pe copil într-adevăr că uite, asta e nesănătos să mănânci produse de la fast food, dacă tu consider că e. Vă spun cazul. Un lucru, eu văd altfel lucrurile, văd că oamenii au devenit foarte comozi, inclusiv părinții, în ceea ce privește educația și alimentația copiilor lor și preferă să le dea din comoditate lucruri care deja sunt intens rafinate, procesate. Situația ar fi mult mai simplă și situația ar fi mai sănătoasă dacă li s-ar oferi copiilor alimentele brute. Adică, exact, nu văd de ce... nu spun că acum toată lumea o să-și ia mașini de pâine să-și facă pâine în casă, că nu se poate, clar, trebuie să trăim și să vedem realitatea așa cum este. Dar cu siguranță nu trebuie să iau diverse mezeluri sofisticate când pot să iau pur și simplu o cărniță și să-i prepar ceva care să poată să ia la școală. La fel, apropo de ce spunea Ani, noi trebuie să ne gândim pe lângă faptul că noi suntem în primul rând un exemplu și schimbarea pornește de la propria persoană, trebuie să ne gândim și situația asta, aceasta o văd foarte des în practica mea, la ce educație se dă la școală. Da. La școală, de exemplu, nu se discută foarte mult despre ce înseamnă alimentație sănătoasă. Nu vorbim că pleacă copilul de acasă, că poate sunt părinți care n-au timp să-și educe și atunci își educă prin bone sau prin bunici care nu au aceste baze sau nu s-au pus la punct față de lumea modernă în care trăim acum și invadată de această informație în ceea ce privește educația în stilul alimentar. Și atunci acel copil n-are de unde să aibă educația de acasă, dar poate să o aibă de la școală și este o educație colectivă care este foarte plauzibilă. Acesta este viitorul. În ceea ce privește prevenția, se va porni de la educația din școală. Eu pot să vă spun personal, am fost în campanii de educare, copiii o parte știu ce înseamnă de acasă, că au văzut exemplu și că li s-a povestit și copilul este foarte, foarte perceptiv la tot ce se explică de către părinte, bunic, frate, soră, nu contează, dar la fel de perceptiv sunt și în ceea ce privește cel puțin aceste și campanii pe care noi le-am făcut. Și atunci, dacă se va discuta la orele de dirigenție, că nu trebuie făcut ceva care, să spunem, să da, ne proptim efectiv de legislație și de reforma în educație. Nu mergem până acolo. Sunt orele de dirigenție care, practic, aici este scopul lor, acesta este scopul lor. Și putem să mergem noi ca medici, sunt medici de familie, care efectiv sunt peste tot, sunt medici diabetologi, sunt persoane care se ocupă de educație în acest sens. E păcat să nu se apeleze, pentru că eu, la fel, din propria experiență și din experiența colegilor mei, știu că noi nu refuzăm astfel de lucruri. Mergem. Nu merg eu peste tot, că nu pot, vă dați seama, dar suntem foarte mulți și e păcat să nu facem aceste lucruri. Dar pot fi
făcute inclusiv cursuri care să fie înmânate persoanelor care se ocupă de educație, și anume dirigenților din școli, care să explice ce înseamnă acest lucru. Am văzut grădinițe, am fost foarte fericită să văd că aveau inclusiv tot felul de desene colorate, de pliante, care să explice copiilor ce înseamnă alimentație sănătoasă și ce înseamnă alimentație mai puțin sănătoasă, pentru că copilul trebuie să înțeleagă că totul este permis, dar nu totul îi face bine, și chiar dacă este permis, nu înseamnă că trebuie să și consume. Absolut. Și atunci, bineînțeles, va consuma cu moderație. Bun, și dacă e să vorbim despre diabet, spuneați ceva mai devreme că numărul cazurilor de persoane bolnave de diabet este în creștere. Deocamdată, din datele pe care le avem noi, peste 11% dintre români, asta e un procent foarte mare dacă e să le raportăm la toată populația României, peste 11% dintre români așadar suferă de diabet, arată rezultatele unui studiu național privind prevalența acestei boli. În topul regiunilor cu cei mai mulți diabetici se află sudul țării, s-a înregistrat acolo o prevalență a diabetului, urmată de regiunea București-Ilfov. Pe locul 3 este regiunea Nord-Est. În vestul și centrul țării se găsesc cei mai puțini diabetici. Poate, nu știu, se întâmplă ceva acolo, poate obiceiurile de viață sau obiceiurile alimentare. Peste 70% din cazuri afectează persoane trecute de 60 de ani, înregistrându-se o pondere mai mare a diabetului în rândul femeilor. Din păcate, și copiii sunt victime ale acestei boli, doar că aici vorbim despre diabetul de tip 1. Acesta este des întâlnit la copii. Sunt peste 3000 de copii și tineri din România dependenți de insulină, ca să nu mai vorbim și de ceilalți care au diabet zaharat din cauza greutății, nu, de foarte multe ori acei copii grăsuți, din păcate, pot să dezvolte și această boală. Și diabetul de tip 2. Da, din păcate, așa cum știam noi mai de mult că diabetul de tip 2 apare cu preponderență la persoanele peste 40 de ani, din păcate s-au întâlnit cazuri de diabet de tip 2 și la copii de 10 ani, ceea ce este îngrijorător. Deci vârsta efectivă a scăzut datorită stilului de viață pe care îl avem, datorită neadaptării la stilul nou de viață pe care îl avem și a invaziei, odată, de alimente și, doi, de aditive alimentari. Nu învinuiesc foarte mult aditive, ci învinuiesc, așa cum ai spus, zonele acelea, faptul că există o abundență în alimentație. Și această abundență există din două considerente. Ați observat-o și dumneavoastră că din anumite zone vin oameni cu probleme de genul ăsta? Da, dar este normal. Acele zone pe care ni le-ați descris sunt zone mai bogate. Când, dacă ne uităm la Moldova și ne uităm la centrul țării, nu sunt zone atât de bogate. Banatul, de exemplu, este recunoscut ca fiind o regiune bogată a țării. Și prin bogăție, din păcate, e bogăție și la diabet. În cazuri de diabet, ca să facem o glumă așa mai nepotrivită. Dar aceasta este problema. Noi consumăm foarte mult, se cumpără foarte mult. Prin cumpărare excesivă, nu mă gândesc dacă se aruncă sau se consumă, deja este cu totul altă poveste. Mă gândesc prin faptul că noi cumpărăm foarte mult, cerem. Deci există ofertă, există cerere mare și industria produce. Și ca să producă atât de mult și să țină alimentele acelea mult, bineînțeles că se apelează la tot felul de metode. Bineînțeles că materia primă nu e suficientă. Și mai mult de atât, există și acele medicamente pe care copiii sunt obligați de foarte multe ori. Noi vorbeam înainte de emisiune, trebuie să fac o mică dezvăluire, vorbeam despre antibiotic. Mi-ați vorbit și de un studiu existent pe piață, cum că există chiar o legătură între acești antibiotici și creșterea în greutate. Putem să vorbim puțin? La mine pe blog, în cel mai recent articol, unde am luat interviu doamnei doctor Ana Maria Dragomir, este un medic specializat pe nutriție. Este foarte implicată în studierea microbiomului la nivelul țării și unde spune că cele mai recente studii arată o legătură directă între administrarea antibioticului sub vârsta de un an, ai 3-4 ture la rând, riscul să faci diabet de tip 1 în jurul vârstei de 4 ani este foarte mare. Și, bineînțeles, problemele
adiacente, sunt problemele pe mațe. Deci există o legătură între antibiotic, pentru că nouă ni se dau antibiotici. Spune doamna doctor și doamna doctor cred că știe mai bine. Eu nu fac altceva în blogul meu decât să aduc informație. Îmi doresc foarte mult ca oamenii să citească, nu doar de la mine. Eu, e o mică parte, dar eu studiez tot ceea ce înseamnă parte de medicină. Medicina nu prea are legătură cu ce se întâmplă în partea asta de chimicale. Mai nou, o să vedeți că o să se vorbească la un moment dat despre un studiu. Eu nu prea am crezut inițial în el, dar medicii au început să facă vâlvă între ei, poate și dumneavoastră. Că mai nou au spus că antibioticele se vor prescrie doar atâta timp cât există simptomatologia pacientului și că după aceea nu trebuie să mai faci să-i 10 zile, 5 zile, 8 zile, că fiecare individ este unic și că dacă ai o infecție foarte mare, în momentul în care a scăzut numărul de leucocite sau în momentul în care nu mai ai simptomatologie de amigdalită pultacee sau cine știe ce infecție a fost, atunci se și întrerupe antibioticul, întrucât el oricum are o remanență în organism. Ăsta este un studiu pe care am citit și că o să se vorbească foarte mult pe tema asta. Vă spun la nivel de în lumea asta unde eu ajung să citesc, ele apar. Numai despre antibiotici am putea să facem o discuție separată și să vorbim foarte mult. În România, apropo de asta, știți că vorbeam, că prânza freatică din România conține antibiotic. Și când au spus-o medicii veterinari, acum vreo 6-7 ani, era la nivel de să uita lumea la ei ca la felul 14. Chiar nu este greșit. Pânza freatică din România conține antibiotic, pentru că totuși noi ingerăm ceva și trebuie să scoatem pe undeva. Nu numai ingerăm, nu uita că se folosește și în industria alimentară, spunem, în industria care crește produse animale. Sau, de fapt, nu produsele, ci animale. În carne animale se găsește în carnea de pui se găsește. Și de asta poate să se îngrașe mai tare copiii, pentru că există acest antibiotic în carne de pui, de exemplu? Studiile sunt foarte abundente acum pe ceea ce înseamnă microbiom intestinal și cum afectează cum este afectată flora intestinală de către antibiotice. Sunt puțin neclare pentru că, deși se studiază foarte mult, rezultatele încă sunt incerte. Se pare că există o afectare a antibioticelor, dar a consumului de antibiotice. Dar, din păcate, nu putem să schimbăm flora intestinală cum ne-am dorit noi, cu ajutorul antibioticelor. De fapt, noi cam asta am urmărit ca medici, să intervenim asupra florei intestinale pe care o schimbăm. Eu, la fel, studiind mult microbiomul, încerc să fac asta prin alimentație, de aceea am stilul meu în practică și această floră intestinală este determinantă și se studiază legătura ei directă atât cu tipul 1 de diabet, dar și cu tipul 2 de diabet. Și o să vedem rezultatele peste, nu știu, 5-10 ani, când o să fie niște rezultate mai concrete și ceva mai bogate în ceea ce privește informația. Interesant ce spuneți. Aș vorbi totuși puțin și despre departajarea dintre cele două, că ne-am întors la diabet. La diabet. Care este diferența între diabetul de tip 1 și diabetul de tip 2? Au mecanisme ușor diferite și anume diabetul zaharat de tipul 1, insulinodependent, este acel diabet care apare teoretic la vârstă mică, dar există excepții ca și în tipul 2, la care poate să apară la vârstă chiar adultă, prin un mecanism foarte simplu și acel anume al distrucției beta-celulare aproape complete. Beta-celulară înseamnă, celula beta este cea care secretă insulina și este localizată în niște insule din pancreas, insule Langerhans. În momentul în care distrucția este autoimună sau de altă cauză și este aproape totală, bineînțeles că nu se mai secretă insulină și atunci trebuie să vină din exterior cu insulină. Dependența aceasta, cum este denumită, este o dependență teoretică, pur teoretică, pentru că majoritatea asociază această dependență oarecum cu dependența de droguri. Nu este același lucru în niciun caz. Este dependența practic de... Păi fără droguri poți să trăiești. Exact. Fără droguri
poți să trăiești fără insulină, nu poți să trăiești, dar nu trebuie privite similar, trebuie privite efectiv ca pe, așa cum organismul are nevoie de apă, da? Cum organismul are nevoie de mâncare, efectiv așa are nevoie la un pacient cu tip 1 de diabet, de insulină. Deci la modul acesta trebuie să o privim. Într-adevăr, este o situație foarte gravă să nu-și facă insulina copilul respectiv, dar ce mă îngrijorează pe mine este suportul, suportul social. Atâta la școală, cât și în alte cercuri. Din păcate, tot ce înseamnă diabet de tip 1 nu are încă o susținere așa cum ar trebui. Educația la nivelul școlilor nu este suficient de bine pusă la punct în așa fel încât să accepte acești copii. Am pacienți care au această patologie și, din păcate, nu știu colegii lor că au această boală, lucru care poate să fie foarte grav pentru copilul respectiv din două puncte de vedere. Unul, că se poate întâmpla ceva și din cauza că nu se știe, nu se poate interveni. În al doilea rând, acest copil este văzut diferit. De ce? Pentru că, din păcate, educația de la nivelul familiei nu îi pregătește pe copiii care nu au diabet să accepte un copil care are diabet și să le explice că nu este cu nimic mai deosebit, ci pur și simplu așa cum el este hrănit cu alimente și își potolește seta cu apă, așa și acel copil are absolut nevoie de insulină și trebuie să mănânce mai deosebit. Trebuie să aibă un regim de viață. Revenim după publicitate. Aș vrea să vorbim și despre simptome. Continuăm discuția noastră. Simptomele diabetului, diabet de tip 1 și diabet de tip 2. Revenim așadar. Diabetul de tip 1 și diabetul de tip 2 și aș vrea să vorbim puțin acum și despre simptomele pe care le au ambele tipuri de diabet, pentru că în cazul copiilor poate ei nu-și dau seama de anumite modificări prin care trece corpul lor, poate nu știu să exprime, mai ales în cazul copiilor foarte mici, nu știu să exprime o stare mai puțin bună, nefirească în care se află. Da, din păcate, diabetul de tip 1 este cu un debut destul de zgomotos. De obicei se cam ajunge la spital în maxim 2 săptămâni de la debut. Depinde și de viteza cu care evoluează boala. Ce tip de simptome, să spunem, că are? Copilul poate să devină mai agitat sau chiar letargic, să fie foarte obosit, să nu poate să se concentreze la școală în acest timp. Poate să aibă simptome, să urineze mai des, să-i fie foarte sete, să se trezească inclusiv și el noaptea, ca și adulții, pentru că acestea sunt simptome comune și cu adulții de tip 2 care ajung în stadii mai avansate. Și fiind o boală care are un debut zgomotos, vezi că se întâmplă ceva clar cu copilul tău, de obicei ajungi la medic. De aceea, de fiecare dată, când se întâmplă modificări, nu numai de acest tip, în starea de sănătate a copilului, trebuie mers imediat la medic și făcut analize. Cu copilul nu trebuie să se stea. Să ne dăm cu părerea ca părinți, trebuie să mergem la pediatru să vedem care este problema. Nu trebuie să ne uităm numai la simptomele acelea clasice când se întâmplă ceva. Trebuie să avem grijă și la starea lui de bine, ca să spunem. Adică dacă îl vedem că este mult mai agitat, dacă îl vedem că este letargic, dacă vedem că este prea obosit, nu se poate concentra. Acestea la fel sunt simptome care poate să spună ceva. Mergeam mai devreme să facem această separare între tipul 1 și tip 2. Tipul 2 de diabet. Acesta apare de obicei la vârstă adultă, dar, cum menționam, se poate să apară și la vârstă chiar de până la 10 ani. Și are legătură copii... cu obezitatea? Exact. La copii obezi. Nu s-a înregistrat până acum niciun caz de diabet de tip 2 la un copil care nu era obez.
acesta are un mecanism oarecum ușor diferit, pentru că sunt alte cauze care determină această distrucție a celulelor secretoare de insulină și distrucția este mult mai lentă. Fiind mult mai lentă, evident și simptomele pot să apară mai târziu. Toate studiile acum demonstrează un lucru extraordinar de important și anume că această distrucție fiind lentă, momentul în care apare primul simptom și anume hiperglicemia, peste 126 mg pe decilitru, deja peste 50-60-70% din masa de celule beta, deci secretoare de insulină, este distrusă. Vă închipuiți că, de fapt, diabetul a apărut cu 5, 10, 20 de ani mai devreme. Dar acel om nu a știut absolut nimic. Metodele de predicție sunt încă în lucru și eu lucrez la acest lucru. Să sperăm că să fie descoperite niște metode care să predicționeze apariția diabetului cu mult timp înainte de instalarea lui clinică și în felul acesta să mergem către prevenție și păstrarea acelor celule. Acest tip de diabet, din păcate, se asociază peste 80% cu obezitatea. Nu putem să spunem că și obezii sunt toți cu diabet, pentru că nu este adevărat. 15-20% dintre obezi au diabet zaharat de tip 2, dar riscul de a dezvolta diabet zaharat apare dintr-un cumul de factori care poate să fie genetici, obezitate cu preponderență abdominală. Apropo de această burtă mai bine dezvoltată. E un semnal că sunt două tipuri diferite. Grăsimea care se situează sub piele și grăsimea care se situează în abdomen, chiar și între organe sau în interiorul organelor. Și această grăsime, care este determinată genetic ca tipar unde se depozitează, este cu un risc metabolic mult, mult mai mare. De aceea, la ultimele congrese de diabet internaționale la care am fost, se discută de diabet ca de o boală cardiovasculară. E interesant ce spunea doamna doctor mai devreme în legătură cu observarea copilului. Să stai să-l observi cu foarte mare atenție. Mama cunoaște cel mai bine copilul. Evident. Și e și ereditar ce s-a întâmplat înainte. Da, și din păcate eu m-am confruntat în primii 2 ani de viață ai copilului cu a mi se șterge acest, nu știu dacă să spun, dar cred că e un drept până la urmă. Medicul are obligația de a asculta în primul rând mama. Mama, stând în primii 2 ani, eu am stat un an și ceva, dar și după aceea l-am luat cu mine peste tot. Am stat numai cu el, știam și când respiră și cum respiră și acum la fel. Și știu când și e somn. Acum simt că este somn. Eu știu și când este foame. E o legătură foarte... Nu e vorba doar puternică. De legătură. Nu vorbim doar de legătură. E vorba de a tu, ca părinte, să te apleci asupra nevoilor copilului. În momentul în care îți cunoști copilul, știi și care sunt nevoile. Eu nu vreau să-i dau mai mult pentru a... El a înțelege că, de fapt, are alte nevoi. Practic, părintele și creează nevoia copilului. Ea suprastimulez cu tot felul. Și cu mâncarea la fel. Și, domne, am dat un pic de plăcintă cu brânză că a poftit. Cum să poftești? De exemplu, n-am mâncat carton. N-am cum să vă spun ce gust are cartonul. Deci n-aș pofti la carton. Nu pentru că n-ar avea gust bun sau ar avea gust bun, ci pentru că eu nu am mâncat niciodată, deci nu am memoria gustului. Nu am cum să am memoria gustului dacă nu am mâncat din acel aliment. Copiii nu au memoria gustului. Să ne intre bine în cap, copiii nu poftesc. Îi mai dă bunica pe sub masă, așa. Am auzit expresia. Gândiți-vă că eu mă întâlnesc cu foarte multe mame, nu numai în zona de online, dar cred că 3/4 din țara posedă numărul meu de telefon. Vorbesc cu el și spune, ce să fac? I-am mai dat nu știu ce. Păi cum de ne copilul tău are intoleranță la gluten, are intoleranță la lactoză, e și genetică. Iar dumneata spui că ai dat plăcintă cu brânză, cu ou și cu zahăr și cu gluten și cu de toate. Păi, dar nu e ok. Nu a poftit la un an și un copilul nu poftește. Cum nu poftește? Că se uita la noi. Păi normal că se uită, că e curios. Da. Copilul se uită la orice. Copilul, nu numai copilul, dar și noi adulții poftim prin vizual. Dar dacă nu știm ce e ăla? Nu contează. Faptul că vedem apa aceasta, poți să poftești. Nu contează ce este în fața noastră. Noi poftim foarte mult vizual. Deci, din toate punctele de vedere, de toate, poftim vizual. În momentul în care vezi ceva,
îți poți dori, dacă îți place cum arată. De aceea eu am o mare problemă cu mamele care vin și mă întreabă ce le dau copiilor, cum să-i dau să mănânce broccoli. Fă-i el să arate bine. Da. Deci singura modalitate ca acel copil să mănânce broccoli sau nu neapărat, nu broccoli, eu nu vreau să vorbesc de alimentele care nu sunt specifice zonei noastre, pentru că noi suntem născuți aici, suntem făcuți genetic să fim adaptați la ce crește aici. Să aibă un aspect trebuie frumos. Să aibă un aspect frumos. Din păcate trebuie să ne oprim aici. Vă mulțumesc foarte mult. Discuția noastră cu siguranță va continua într-o altă emisiune. Avem punem multe. Punct aici emisiunii de data asta, această primă parte, știri de la Fix cu Georgia Simionovici. Aceasta este senzaționala tabletă cu lapte Aro